Plecarea spre Plopen se va face vineri la ora 15:30 din fața stadionului Eugen Popescu, cel mai probabil pe ruta Mureș-Ploiești, pentru a fi îmbarcat și fanii morenari din fosta galerie a Flacărei. Meciul dintre CSU Plopen și Chindia Târgoviște începe la ora 18, oaspeții având și varianta unui rezultat de egalitate pentru a-și asigura prima poziție în clasament, indiferent de rezultatul înregistrat de Chimia Brăzi. În ultima rundă a campionatului, Chimia Brăzi are un meci lejer cu FCM Alexandria, formație deja retrogradată.